dimineața, oameni buni, 9 și aproape 3 minute, suntem în direct cu Maria Popovici și Mincu! Bună dimineața, ce faceți, tineri porumbei? Super, facem foarte super bine, ne-am plimbat până aici la voi. Pe jos? A fost foarte romantic, sincer. Pe jos ați venit? Pe jos? Da. Mamă, chiar nu v-a mers deloc bine în pandemie, adică la modul... Da. Dar de unde? Am venit pe jos și fără Adidas, ca să nu-i tocim. Dar de unde? De unde? Din militari. De pe la Carol, mă, și am luat-o prin Carol, acum. Frumos. Ne-am mutat în Ploiești. Mincu, nu vrea să zică unde stăm, să nu vină sutele de mii de fani, cumva. Ale lui Banciu. Ale lui Banciu. Am și eu fanii mei. Auzi, mă, fii atent, ca să nu uităm. Am vorbit toată ora 8 despre faptul că rata de divorț în România, niciun apropo, este unul din patru cupluri divorțează. Da. Și cumva ne-a venit o idee că mă gândeam că ar fi tare să dai un test înainte să te căsătorești. Să nu poți să te căsătorești așa, gen, că vrei. Mm-hmm. Să zic, băi, eu vreau să mă căsătoresc, dar ca la BAC. Hai să vedem dacă ai ești pregătit. Ai trei subiecte, trebuie să faci, să ai minim 6 media. Și dacă iei 6 la testul despre partener, știi cum fac ăștia pentru cetățenie? Când nu poți să te duci să te căsătorești. Trebuie să te întrebi, bă, da, și care culoare ai preferat? Nu știu cum o cheamă, abar n-am acum. Înțelegi? Marcela. Marcela, da. Nu, o cheamă Mihai. Ce-i cu tine? În fine, și mă voiam să vă întreb dacă vi se pare o idee bună, voi fiind totuși căsătoriți și știind mai multe despre căsnicie. Dacă ești mai prost, da, e o idee bună. Dacă nu poți să iei decizii în viață singur, știi? Da, dacă n-ai discernământ, zicem. Așa, adică trebuie ca la școala de șoferi, știi, să dai și scris și practic, știi? Și să practic se facă ce și la practic, ce trebuie să faci? La practic, repede am sărit toți Mincu la practic, ce trebuie să faci? Hienele. La practic, nu știu, ieși în oraș, te duci la film, discuții, te duci la părinții ei. Îți dai seama ce facem noi acasă, că Mincu asta știe. Păi mergem în oraș, eu duc la film și ne culcăm. Și ne culcăm. Suntem de 10 ani împreună, adică... Mamă, ce pe vremea noastră nu era cu examen. Da, nici măcar de prostată. Era cu admitere, intrai direct cu media din... Aia zic, cred că asta mă gândeam, ar trebui să fie mai multe teste la mai mult, și la copil. Nu poți să faci copil chiar așa. Ar trebui să, ia să vedem. Vezi, tu... ai grijă, ce zici că acum ți are lumea în cap. Dar chiar aveți de gând să faceți copii? Din câte știu acum, eu. Acum nu, în studio acum nu. Poate de seara acasă, dar mai vorbim. Da, sincer, vă doriți chiar? Da, eu îmi doresc copii și își dorește și Mincu. Dar nu acum. Nu azi. Viitorul apropiat sau... Păi am 29 de ani, nu știu cât timp mai am, dar aud așa, încep să aud TikTok. O asta să facem copii. Reclamă ascunsă. Hai zic. O să facem și copii, aveți răbdare. Pentru că, uite, de exemplu, a fost Bordea zilele trecute și el zicea că ei nu-și doresc. Nu vor. Și mie mi-a spus Livia, soția lui, că nu-și doresc neapărat copii, acum, cel puțin. Eu îmi doresc copii, mie îmi plac foarte mult copii și... Și te ajută, aduc bani în casă, de la 5 ani, poți mânca în Vietnam, dar chiar sunt util. Adică în Vietnam îi faci că sunt forță de muncă. Și eu sper să ajungă bogat, știi, chestii de astea. Deci maica mea are o prietenă care acum își crește nepoții în Japonia. Vreau și eu să-mi cresc copii, să se mute nu știu unde și să-mi crești și eu copii în Australia, nepoții în Australia. Dar am auzit că acolo nu poți să ceri o pâine în română, în Japonia. Păi că nu, e ca în Harghita. Ca în Harghita, practic. Deci, exact. Săraca femeie. Dacă te-ai descurcat. Și vezi că noi am... român, în alfabetul nostru nu poți să ceri, nu? Că au alte litere. Noi am calculat astăzi, să nu vă faceți probleme, 180 de ore faci cu mașina până în Japonia. Chiar asta am calculat azi. Există deci, rută specială. Doi pași, practic. 180 de ore. Ne poate lega Narcisa cu Timișoara. Ce ai zis tu? Exact. Managerul nostru, Narcisa Sârboiu, care ne leagă cu... turneul uneori, Bistrița cu Reșița, să facem o tură între orașe. Exact. Narcisa nu știe geografie, știi? Și Narcisa spune, bun, ți-am pus la Petroșani și după aia imediat în două ore faci la Bacău, că s-a aproape una de altă. Ele leagă doar cu terminațiile, știi? Reșița, Bistrița. Da. Hai să sperăm că nu ascultă Kiss FM chiar acum, Narcisa. Bistrița, Constanța. Ea joacă fazan, știi, când pune turneu. Da, adevărat că știu Constanța, că... Constanța, țăndărei. Băi, asta măcar să aproape astea. Da. Să nu pună Constanța și după aia Țara Galilor. Asta e mai complicat. Băi, am avut Londra-Brașov. Am avut, jur. Păi, de obicei, ruta de obicei e invers. Și... Da, nu, noi am avut Londra-Brașov, a fost frumos. Cum v-a găsit izolarea? Care a fost? Băi, a fost un pic... Ne-a găsit acasă. Nu, ne-a întrerupt turneul frumos și brusc, așa, trebuia să plecăm prin Europa, eram foarte entuziasmați. Eu m-am și ofticat că toată lumea postase, Dan Badea avea spectacolul de 4.000 de oameni și se anulase. Și noi am postat
la noi e ok, da, nu da, se da, anulează, da, că știi, nu era nicio chestie, aveam până 500 de oameni și după aia două zile mai târziu s-a închis tot și zic, a, na. Vezi, dacă nu vorbeai tu, nu da, se închide, asta e. Ai COVID? Da. Și cum a fost să am fost stați... foarte panicat la început, scuza-mă. Nu zic așa, să stați gen în casă, să petreceți. V-a legat mai tare? Păi să știi că noi stăm, deci noi stăm non-stop împreună, dinainte să fim împreună, din primul an de facultate, când ne-am cunoscut, nu e ceva ciudat pentru noi. Plecăm și în vacanță singuri și stăm non-stop împreună. Nu spun că nu există violență, Ionuț, dar... No, noi practic suntem într-o pandemie de 10 ani, știi? Asta voia să zic, da. Ne-am antrenat pentru voi pandemie. Voi nu sunteți în relație, voi sunteți în pandemie de 10 ani. Da, da, da. Nu, a fost, sincer, a fost super ok, doar că era trist așa, să nu mai e spectacol. Știi, pleci de la avea 7, 8, 9 spectacole pe săptămână, că știi și tu cum e. Da. Și la asta acasă și era și un pic de panică, adică se instaurase chestia asta cu băi, să vă faceți provizii, că nu o să mai găsească nimic. Și am cumpărat aiurea, pateu. Am văzut că ai gătit, Maria, să mă îți dau un follow. Eu am zis, eu nu mai pot cu... Deci, Maria, ori vrei să te duci la Masterchef, ori te împrietini cu Melinda prea tare. Deci ceva... Maria Cuisin. Am avut timp, mă. Bă! Deci în continuu erau 930 de ori cu 4.000 de rețe. Zic, Maria, dar mai... Și eu de asta făceam mișcare, eu făceam mișcare ca să fac față. Am văzut planșă. Da, da, da. Făceam tot felul de chestii, că nu puteam, gogoși, clătite, mâncare. Da, în privința asta am fost foarte norocos. Încă îmi pare că nu te-ai îngrășat. Nu, păi, dar am tras tare. Și de gogoși și de... Maria făcea gogoși și mi cu planșă, asta era. Nu aveam ce altceva să fac ca să nu mă deprim. Mă rog, am citit foarte... Deci n-am citit atât de mult cât în astea trei luni, nici în ultimii trei ani. Cărți. Cu cuvântul meu de onoare. Deci cărți. Dacă îți zic că am citit, cărți. Știi că noi mai spunem la citit, că mă duc să citesc cu niște prieteni la terasă. Nu, no, nu. A, chiar ai citit, citit? Am citit mult. Asta vreau să zic, n-am citit în ultimii trei ani cât am citit acum, efectiv. Vezi, aici ai greșit. Mă rog, nu am exagerat. Da, puteai și tu să... Acum sunt prea deșteaptă. Da. Știu prea mult. Întrebați-mă cuvinte, că le știu. Dar n-a fost... Ionuț, Ionuț e cu... Sinecură. E un fel de... Am eu trei cuvinte pe care le folosesc mereu ca să dau bine. Paroxism este unul din ele. Frumos, paroxismul da, știu. O duci până la paroxism, știi? Da, da, da. Da. Eu nu știe nimeni de regulă, dar ai impresionat oamenii. Mm. Știi, nu o să te întrebe ce înseamnă. Nu știu ce înseamnă. Paroxism? A, nu știi ce înseamnă, știi doar să-l folosești. Și la fel, știu să-l folosesc. Da, da, știu în ce context să-l pun ca să sune deștept. Paroxismul e undeva... Și jiletcă mai știu. Foarte bine, asta e jiletcă? Da. Aia nu știu ce. Asta e de pescuit. Nu, e ceva haină, cred. Stai un pic să caut. Păi sună haină primul care m-a întrebat. Da, 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 exact. Ia ești primul care m-a întrebat ce înseamnă jiletcă. Mi-a căzut jiletcă în baltă. Și în ce context îl folosești dacă nu-l știi? Fata, te scola o jiletcă? Mi-am luat jiletca. Uite. Și jiletcă frumoasă. Da, 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 mamă, are surori. Ionuț are chestia asta, știi că spune un cuvânt, nu știu, obiect dacă, de îmbrăcăminte, da. Dacă cineva întreabă, că de obicei oamenii sau nu întreb să nu pară prost. Dacă cineva spune, da, ce e Ionuț? E, ce e? Am auzit că... O dau pe am auzit că... Nu știi ce înseamnă? Da, 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 o dă de asta. Aoleu, nici nu mai vorbesc cu tine, că habar n-ai ce e cu tine. Dacă aveți întrebări pentru Maria și Mincu, bineînțeles, WhatsApp-ul nostru este deschis la 0722 20 60 20 și nu uitați că suntem și live pe Kiss. Suntem? Suntem. Suntem, da. Și live pe Kiss. Bun, deci, practic, nu vi s-a schimbat cu nimic. Nu v-ați certat? Ați avut conflicte din astea, cum ziceau toate cuplurile? Deloc. Că... Nu, sincer, nu prea. Știi ce s-a schimbat în prima lună? Am fost foarte activ puțin, pe noi pe ne... Asta a fost, așa a fost două luni. Nu, mă, nu. Te iert de viață. De 10 ani te iert. Așa. Am făcut multe chestii pentru YouTube, mai mult decât am fi făcut în mod normal și, sincer, noi nu ne certăm pentru că ne înjurăm foarte mult toată ziua, bună ziua și iese pe acolo, știi? A, refulați. Nu mai, da, nu refulați. Există un moment în care e o ceartă, că ne bălăcărim tot timpul. Păi și nu. Înseamnă că ăsta e secretul de fapt. Și scoatem jilet ca pe undeva. Păi și stai puțin, nu, de exemplu, nu vă gândiți că dacă va fi și când va fi momentul să fiu un copil, ce faceți atunci? Că nu mai puteți să vă înjurați. De ce? Păi, sau de fapt puteți. Păi mulți ani nu înțelege. Adevărat. Și după aia doi. O să înțeleagă greșit. Și după aia îl trimitem la muncă. Și după aia să înțeleagă și o să fie ok. Am înțeles. Uite, voiam să abordăm și acest subiect, mai ales că avem și o prezență feminină în studio. Mulțumesc. Așa. Că erau toate glumele astea. Da, 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 da. Nu, eu mă refer la Olix, dar ok. Mă rog, ideea e că voiam să vă întreb ce părere aveți de introducerea educației sexuale în școli.
Se introduce? Că trebuie să se introducă. S-a luat în calcul. Se vorbește. Ci că doar cu acordul părinților. Da, mă, trebuie să se introducă, normal. Pentru, e o chestiune de sănătate și de siguranță. Nu e o chestiune de să te învețe cum să faci. Că știu că multă lume a interpretat-o la modul vorba lui Teo, că a zis că poate o interpretează ca pe educația fizică, care chiar se face practic. Nu o să se facă practic, oameni buni. Trebuie să învețe copiii care... La 16 ani, na, urlă hormonii în ei, măcar să știe ce e de făcut ca să se simtă în siguranță și să fie sănătoși. Asta e ideea cu educația sexuală, din punctul meu de vedere, asta ar trebui făcut. Trebuie să aibă cu cine să vorbească, pentru că probabil e jenă să vorbească cu părinții acasă. Dar unii zic că o să le fie, că asta e o ispită tehnic. Da, copiii restul... Ei o să fie curioși să încerce odată ce li se spune... Da, asta îi face să încerce, nu tot internetul. De pe site-uri dacă ai 18 ani, da, nu. Exact cum și istoria, când citești despre războaie, primul lucru pe care îl faci... Te duci la luptă. Sunt cazuri de o clasă de 6B... A pus stăpânire pe centrul Vaslui. După un asediu de 6 ore și... cineva întreabă pe mesaj dacă Mincu mai joacă poker pe banii Mariei, pe care i-a câștigat la Iumor. Joacă poker pe banii Mariei? Da, dar nu pe banii Mariei. Am jucat joci poker, da. Asta faci online tu, sau... Da. Online, da. Am jucat și live-uri, dar acum cred că o să dureze destul de mult până când o să joc. Și știi șmecherii? Adică nu, cu joc. Matematică? Numeri cărțile? Nu, dau cu... Dumnezeu bunuță. Dacă Dumnezeu e român. De mi se pare amuzant că toată lumea crede că Mincu face chestii pe banii mei de la Iumor, dar nimeni nu se gândește dacă nu cumva Mincu are mult mai mulți bani ca mine. Că poate eu stau pe banii lui. Sau nimeni nu se gândește că banii de la Iumor se termină. Sau că sunt atât de mulți. De mult. Adică s-au terminat de la... Zici că ai câștigat la Iumor 20 de milioane de euro, știi? Acum banii de la Iumor s-au terminat în mașina aia de a cumpărat-o. Da. Erau, păi, mi-am luat o mașină, fraților. Asta a fost tot ce am făcut cu banii. Și cu restul... Restul de 500 de euro? De caia cu... Nu mai am, că n-am dat ția bani pe mașină, a fost ok. Dar s-a dus banii. E ca aia, și nu știți gluma cu... Dacă acum că ai câștigat la loto 2 milioane de euro, ce faci? Păi m-am gândit să-mi plătesc datoriile. Păi și restul? Restul mai aștepte, că nu... mai așa și aici. Dar am văzut că tu faci mult shopping online, Maria. Am văzut da, că am o problemă. Un chiar hobby. Am o problemă. Un hobby... Să zicem hobby, de ce problemă? Nu, Andrei, am un o problemă. Un hobby problematic. Am înnebunit, uite, asta am făcut în pandemie, greșit să spun așa. Am înnebunit cu cumpărăturile online și știi că acum poți să plătești foarte ușor cu un dublu click și cu face recognition. Ce pare că nu-s bani? Pare că nu-s bani și am luat o razna cu cumpărăturile, după care mi-am dat seama că am cumpărat prea multe. Și înainte, înainte obișnuiam să-mi dau hainele. Puneam pe un Insta story, băi, cine vrea hainele astea? Sunt măsura asta, culoarea asta, nu știu ce, și le dădeam într-o secundă. Și mi-a venit o idee la om, dar și am spus, nu vreau să le cumpăr. Bă, da. Și le-am vândut și după aia mi-am mai luat altele. Ar trebui să facă face recognition cu fețele bărbaților, știi? Trebuie să fie o față de... Stai, mă! Stai! Cu șocul pe care... De cât de supărat e bărbatul, știi cât de scump e produsul, știi? De... Da, s-a părut față... Cât? Da. Auzi, de asta mi s-a părut amuzant, că am văzut la Maria pe Instagram, că gen după ce se plângea că a făcut multe cumpărături online, după aia le-a pus la vânzare și a zis, bă, uite, și-a dat seama că a cheltuit prea mult. Pe alea purtate, le-a pus la vânzare, bineînțeles, după care de banii pe care i-a făcut, ce a făcut, și-a luat alte haine. Și zic, wow, ai rezolvat problema. Eu i-am zis, era mișto dacă le lua, vindea hainele noi la suprapreț. Da, măcar făcea un business sau ceva. Și ușor, o tarabă, știi, deschidea aici, în militar, că tot zici. Dar nu mai stați, mă, în... Nu. În Doamna Ghica Plața. Doamna Ghica Plața. Nu mai stăm în Doamna Ghica Plața, le-am mutat. Da, chiar acum am înțeles că ultimul material de stand-up aveam o glumă despre asta și când l-am pus pe net, mamă, ce... Am zis că îl pun când mă mut. Ca să nu mă creau oamenii, salut vecine. Lasă vecine, că mai vii după aici și mai vezi tu cum... Dar adevărul că aia cred că e toată bucata aia ta. De fapt, toată bucata aia de 20 de minute cu tot cu avionul. Da, aia e gen cea mai tare și bucata. Mie, intrați pe canalul de YouTube să vedeți că nu prea review-uri. N-are review-uri? Nu știu cât are. Show-ul se cheamă 55%. Are, nu știu, vreo 200.000. Ai pus toată... Are mult. 200.000 este record. Are zilele astea. 200.000. Bine. E da, mă, da, e pusă de mult. Pe YouTube, zic. YouTube e mult. Față de Ionuț care are 500 de miliarde, se bate cu Beyoncé. Care dacă Facebook, pe Facebook, pe Facebook. Dacă pune un selfie, îi dă, Jay-Z like. Vin și eu cu... Nu, asta pe Facebook, dar pe Facebook, dar pe YouTube este... E dezastru. Da, nu dacă n-ai nume franțuzesc, scris greșit, nu prea ai șanse cu trending-ul.
dacă te cheamă Jador. Jador, asta. Jador oficial. Jador, da. Băi, da, adevărul că e ce-i trending ăla. Să mă bată mama, dar... dacă, să nebunesc, dacă înțeleg. Mamițica. Da, să mă arăt Jennifer, că nu înțeleg nimic. Da, odată, da, am intrat odată pe trending-ul YouTube și dădeam scroll, zic, băi, o greșeală, sigur. Mi s-a blocat mie softul pe manele. De mie recomandate de-aseară, de la petrecere, dar, că nu știu. Dar n-am o problemă, deci n-am nicio fază cu manele, n-am nicio chestie. E un gen de muzică foarte bine, cine îl ascultă să se bucure de el. Dar erau toate, adică mă gândeam, bă, era... Da, 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 păi cum 48, ai... cam 48 din 50 sunt manele, da. Știi cum ai, de exemplu, da, trending pe gaming sau așa, pare că e trending-ul pe manele. Dar eu mă gândeam, zic, n-am mai postat Ina nimic, Delia, adică e... Da, da, greuț. Adică nu mai apar și melodiile lor, asta întreb. Că, da, da, fiecare ascultă ce muzică vrea, dar parcă nu mai vezi artiștii de la noi în top, nu știu. Păi a scos acum Vulpița cu Viorel, o piesă, Câinii latră, vulpea merge, așa se numește. Și, wow, 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 eu nu pot să înțeleg. Eu nici nu vreau să vorbesc despre asta, pe cuvântul meu. Am văzut că copii pe stradă, Andrei, tu ai da, postat. Da, eu am postat, da. Sunt copii pe stradă care fac poze cu ei și, sincer, nu știu, frate. Deci nu-i tare. Sunt niște modele, acum nu știu dacă negative sau pozitive, dar sunt modele. Nu știu. Deci fii atent. Da. Zice Maria Popovici, un mesaj, zice Maria Popovici, deșteaptă, frumoasă și feminină și atât de spontană, felicitări, Nina Angelescu din București. Mamă, vreau și eu. Deci de mine așa n-a zis nimic. Mi-era adică frică că o să radio zici și ceva de rău, Nina. Măcar să fi zis Nina Mincu, ok, atâta de... Auzi, apropo de chestia asta, mulțumesc foarte mult. Apropo de chestia asta, eram aseară la Comics Club și o tipă, nu știu de ce era acolo, am înțeles că nu lucra acolo, stătea cumva pe lângă noi undeva în spate și a venit la mine, eram eu, Mincu și Vio. Și a zis, mamă, Maria, îmi place atât de mult de tine, am văzut aia ta cu, am eu o bucată pe YouTube, mă rog, am văzut-o de 5 ori, știu pe de rost. Mincu nu prea îmi place că e vulgar și Vio e ok. Și am zis, da, mersi mult că ne-ai spus părerea ta despre tine, hai să tu spunem și noi acum despre tine, vrei? Despre mine, mă rog, da. Știi ce vreau să spun, m-am bulbuit, da. Ideea că cum vulgar. Să vii să spui, lasă asta, dar cum să vii să spui așa ceva, știi? Da, îmi venea să iau și eu acum, hai, așa suntem în fața noastră, să spunem și noi ce părere avem, dacă așa simți tu nevoia. Băi, să știi că asta cu empatia și noi o trăim, tot vorbesc cu Ionuț pe subiectul ăsta. Da, oamenii nu-și dau seama că... Suntem poți oameni. Să rănească. Da, da. Sau ceva e genul ăsta. Și spun pur și simplu. Dar e bine că te știu. Dar era Vio acolo, știi? Și Vio nu-mi place. Ah, da. Domnișoară, mulțumim, sărămâinile. Ca și cum, gen, noi ne-am supus unui... Da. Bă, acum așteptăm păreri. Hai, dar tu te-ai dus cândva la o întâlnire, să zici... Ina îmi place foarte mult, Elia îmi place foarte mult și Irina... Se poate mai bine. Tu nu ești pe gustul meu. Păi țineți gusturile acasă. Dar cum ar, nu, stai puțin, cum ar fi să le zic dacă vin aici ele? Și bă, da. Bun, ați venit. Hai să vă spun. Antonia, e ok, da, eu zic că mai e loc. Ina, da. Adică... Și care e pregătirea ta? Oamenii trebuie să înțeleagă, în primul rând, să nu ne mai dea mesaje cu feedback, că nu suntem compania aeriană să ne spune ce să îmbunătățim pentru folosul lor. Suntem niște oameni, treaba noastră ce facem, că nu... Știi? Nu mă plătești pentru contentul online sau ceva. Mi se pare foarte tare când un feedback. De ce sunt Ryanair? Îmi dai feedback? Ești sănătos la cap? Doamne ferește! Dar cum a fost, mă, când am pățit aia, când erau, nu o să spun cine, că e o persoană publică. Ți-mi minte când a fost tot așa mulți comedianți într-un loc și erau mai mulți comedianți afară și a venit o persoană publică. Iohannis? Nu, o să spune după aia. Care nu era comediant. Nu era comediant, așa. Nu. Așa. Și a venit între comedianți a venit. Uh-huh. Așa. Și cum a zis, mă? I-a zis... dar nu era comediantul de care îi plăcuse, știi? Și deci lui zisese... plăcut de Costel, ca să o luăm. Așa. Costel nu era acolo. Așa. Erau alți. Erau toți. Toți ceilalți erau toți, era o deschidere. Erau toți. Da, era o deschidere de club. Și venim și eram foarte mulți și a zis, bă, deci Costel m-a rupt, bă, m-a rupt Costel, bă, ce varză ceilalți, dar Costel, bă, da, nouă de ceilalți. Așa zic. Da. Bă, mamă, mă, să știu cine e. Slabă seara, dar Costel. Dar nu eram și eu acolo măcar, nu? Sau zis, nu cred că erai. Așa a fost... să știu dacă mă, să mă simt și eu rănită. Nu mai știu, băi. Dar a fost, mamă, Costel, băi, se vede talent, ceilalți? Iertați-mă că vă spun, dar trebuie plătură. Să scot din mine, adică atât de și le zicea celorlalți, știi? Nu-i ca și cum le zicea altor oameni. Le zicea nouă celorlalți. Și voi ați avut o reacție? Asta e nasol, că noi... Eu am aprobat. N-avem ce să fac din bun simț. Bă, da. Da, mă, scuzați, se trezească. Maestre. Abia aștept în pauză să aflu cine a fost. Aoleu, eu și zic după pauză la radio. Scrieți-mi în privat pe Instagram că vă zic eu cine era. Hai să facem un concurs să ghicească oamenii. Eu un bărbat. Hai să vezi. Aoleu, mor. Da, bărbat. Stai să mă gândesc, unde erați? Stați așa, acolo. La ce club erați? Gândește-te la
care la The Fool erați. Că... La The Fool era așa. Acolo nu public, deci... Și publică. Nu era comediant. Bucălaie? M-am riscat, știu. Persoană publică, da. Dar acum și dacă ghicești, nu o să zici. Nu, nu, nu. Da, mă, las că-ți spunem, nu contează. Oricum ai România. Nu, nu, nu. Nu era comediant. Nu era din Orban. Nu era din sfera. Știi cum mai vine Ludovic Orban la stand-up? Da. Nu era din sfera umorului. De niciun fel. Nu era din sfera umorului. Da, mă, dar lasă că oricum nu o să... Hai mă, gata, că acum vorbim despre asta jumătate de oră. Chiar dacă ghicești, nu o să... V-am zis, vă spun eu oameni buni în privat. Măi, ideea e că, da, de multe ori, într-adevăr, și noi avem sentimente și suntem, culmea, și noi suntem oameni și chiar dacă, adică, chiar dacă nu... Nu, eu mai pățesc în Uber. Mă urci. Oh! Ionuț. Sergiu, tu ești. Ionuț Ciobanu. Da. Nu, și îmi zice, mamă, îmi place mult. E cu stand-up cu asta. Bine, Micuțu. Băi, mamă, cum e Micuțu, e zeu, băi. E forță. Ceea ce sunt de acord, este un comedian foarte bun. Absolut. Dar e dubios când îmi spui mie, care și eu sunt comedian. E ca și cum ai venit spune, băi, frate, Buzdugan ăsta, ma. Mă rupe Buzdugan, când l-au pe Buzdugan dimineața, nici n-ai cum asculta altceva. Și eu gen, nu, n-am o problemă că asta e părerea ta, e super ok, dar nu-mi spune mie. Da, mă, lumea nu se duce așa departe cu gândul. Vor să zică și aici au de spus. Are Macanache okay. Poveste foarte mișto cu un taximetrist. El se uita pe telefon la o bucată de-a mea și s-a urcat în taxi. Și era un taximetrist ăsta care se revărsa, ieșea de pe scaun și stătea, era atât de mare și înalt și gras și... Conducea așa, cu capul aplecat, știa, vedea... Constituția atletică, da. Nu? Din și Macarache s-a urcat, a ascultat stand-up și s-a uitat și a zis, fumezi? Și el a zis, da, dă-mi două țigări. Și el a zis o fază, gen, cred că ai sărit peste de-mi o țigară, îți dau două, dau una, o fumezi eu, a dat-o bine, știi? Da. Și el a ascultat stand-up și l-am dat să termine bucata mea și a început alta, știi, recomandată. Și el a zis, nu știu, era alt comedian și nu-mi place asta, dă-l înapoi pe ăla. Și tot era bucăți. Nu, 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 bagă-l pe primul ăla, îmi place. Tare. Băi, da, sunt tot felul de povești amuzante. Noi am pățit, unde eram, Ionuț? Cred că la Baia Mare, când ne-a zis că... Adică am urc... Da, la Baia Mare. Am făcut, eram un pic în afara orașului. Am făcut într-un ballroom, mă rog, nu contează. Când veneam sau când plecam? Mergeam? Când ne-a zis taximetrist. Poate mă înșel, poate nu la Baia Mare, dar când ne-a zis că Bobonete, că am mers, l-am dus pe Bobonete și a fost foarte, mult mai fan. L-am dus pe Bobonete și era mai, mai fan în taxi. Mi-ai zis, da, fost, mi-ai povestit asta. Taxi, da. Da. Dar n-a zis nimic până la destinație, de asta a fost genial. Deci până auzi, la destinație... Ca el cum... ne-a dat o șansă. El ne-a dat o șansă, da, hai că poate pe final măcar un punch. Păi și la final când v-a zis asta, n-ați început în material, n-ați intrat direct. Să aplaude toți americanii. Băi, eu m-am hotărât că de acum încolo când e cineva pe YouTube care pe YouTube, iartă-mă, pe Instagram care e mai agresiv, de obicei n-au poză la profil, știi? Vreau să le zic, hai să ne întâlnim. Hai, ne întâlnim. Hai să ne vedem. Nu, hai să ne vedem, să mai îmi zici o dată. Da, ne întâlnim. Vedem ce se întâmplă. Asta într-aia, dar nu prea se întâmplă în viața reală. E foarte rar care să-ți spună cineva în față. Da. Că na, e mai greu. În fine, important este noi să fim sănătoși. Hai că dăm o pauză și după aia să dăm și întrebările de la Drive. Ca să fie treaba bună. Olex a rămas fără microfon, așa că de-aia nu l-auziți, ca să știți. Dăm niște muzică și ne întoarcem cu Maria Popovici și Mincu. Bună dimineața! Kiss FM. Deci tu nu poți să zici? Dăm un mesaj. Dăm un mesaj că mor de curiozitate. Suntem în live pe Facebook, în continuare? Avem grijă. Trebuie să avem. Nu, nu înjurăm, Doamne ferește. Nu jur de fel. Eu nu jur de fel. Gata, ți-am scris. Ia mă că mi-a dat Andrei mesaj că mor de curiozitate. Acum reacție. Nu cred că era. Ia să vedem. Era Mincu? Stai că nu prea l-am primit. Stai mă că nu mesaj. Mi-a dat pe Facebook. Ai scris mesaj cu... Da, îți trebuie net acum. Să știi că m-am gândit la el. Să știi că m-am gândit la el. M-am gândit la el că am vrut să zic, dar mi-am dat seama că dacă zic și am nimeresc. Nu știu, că eu nu eram acolo, el era acolo. A, era Ionuț? Eu nu era, da. Eu nu eram, hai să că dacă vedeți. Ce comedians mai adică poate, adică... Nu, erau, era bordă, erau mulți. Da. Băi, indiferent, nici nu contează. Avea nu cine contează. Să scape turma, adică. Nici nu contează. Nu contează, nu putea contează. Să fie open micer. Tot nu mi se pare da, ok mă, să normal. Te duci să... E o chestie de băi, dacă ești prost crescut, nu poți să controleze nimeni ce faci, frate, și n-ai cum să educi oamenii. Asta e pe bune acum. Știi care e faza? Că e și o chestie, mi se pare că e și cringe pentru tine și pentru toată lumea. Că nici nu poți să-i spui tu, păi hei, dar eu sunt ok? Adică, știi ce zic? Da. Nici tu nu poți să o dai așa. Mi se pare că e why. De ce discutăm? Da, a zis 20 de mesaje.
mesaje pe Instagram. Cine era Maria? Cine era? Haide, că auzi, putem să dăm indicii? Răspund la... Nu mă lasă, mă, că aia... Nu, mă, nu. Mă gândeam la fiecare să le zic altcineva. Dai 20 de nume, dar... Aoleu, cât de amuzant. Dar și noi am avut o fază cu un uberist, tot așa. Când ne-a luat, a tăcut, după câteva minute... A zis ceva ca nu mai știu ce, că vă știu sau o chestie de asta, ne-am prins cumva. Și a zis că urmărește stand-up așa, 5 minute mai târziu a zis: da, micuțul ăla nu-mi place, e prea vulgar. Și ce, bine, să-i și facem, Bobone, te-i vulgar. Îl sunăm acum. Da. Bine, și au avut, știi ceva, de fapt, deci de la îmi place, urmăresc. Da, 10 minute mai târziu, stand-up-ul era nașpa, tot stand-up-ul din România. Și ne-a zis și nouă ceva. Adică eram, deci nu și tu înțelegeam. Ai putea să nu mai dai. Băi, eu acum că toți suntem pe Facebook și putem să intrăm în de-astea, mă rog, astea sunt problemele noastre, mă rog. Dar ce vreau să zic e așa, eu nu înțeleg, n-am înțeles niciodată, de ce, mulți oameni se așteaptă, gen, tu dacă ești comedian, eu de ce trebuie, eu parcă sunt la job și în taxi sau și la Carrefour și la, de, înțelegi? Și nu se întâmplă la niciun alt job chestia asta, doar la doctori. Păi, nu, asta zic. Doar la doctor se întâmplă când cineva are nevoie de un doctor și dacă e un doctor în apropiere, bă, să ne ajute. Dar în rest, nu te duci la... face o operație. Acum două zile am pățit un pic aici. La o vulcanizare, voiam să umflu o minge de basket și am întrebat, aveți cumva și ac, că n-aveam ac, știi? Aveți? Și a zis nu, și am dat să întoarce unul. A, salut, faci o glumă? Și mi-a zis, umflă minge. Hai, adică... bă, să știți că eu cred că ar trebui să nu mai luați atât de personal. Au trecut atât de mulți ani, v-ați mai obișnuit, știi? Cred că oamenii de foarte multe ori chiar poate sunt amabili și ar vrea să-ți spună ceva și spun asta pentru că nu le trece altceva mai repede prin cap. Acum, bineînțeles, tu poți să zâmbești și să spui, nu facem așa pe loc sau o chestie, știi? Că și eu la un moment dat eram atât de revoltată, frate, deci mă lua cu Dana, nu suportam. Știi, venea lumea la mine și îmi zicea, o glumă. Și eram pe stradă, ce, da, frate, sigur, ei sunt foarte drăguți că vor să zică ceva, să zică că te știu și asta te, până la urmă ne bucură, dar pe moment eu nu știu ce să fac și am zis să stui data viitoare și eu cred că, eu chiar mă gândesc data viitoare. Eu chiar credeți să vii cu o bucată. Mă gândesc să-mi filmez un special acolo. Care-i faza cu vulcanizarea? Să-mi filmez un special, am zis că asta aș vrea. Am pățit asta la o farmacie și am zis că următorul special vreau să-l filmez într-o farmacie. Următorul care e 7, Mincu. Mă rog, special. Păi aia, vezi 25 de minute, lasă așa. Vezi că sunt mai multe. Așa zice și în, mă rog. Ideea că era farmacie cu gemuleț de la mic. Da. Păi... Și l-am dat, mi-a zis, dacă pot să îi zic o glumă, ceva de genul ăsta, dar a venit de nicăieri. Nu părea că o să zic asta, era o tipă care m-a servit, foarte drăguț, a vorbit și la final, și se poate și o glumă. Și eram, dăm ceva cu o rețetă. Glumă, da. Și să începe așa 30 de minute. Trebuie să întrebi care rețetă. Da. 30 de minute, să faci așa, știi, o filmare, cum te apleci să vorbești cu ea, așa, pe sub... Ați observat că la farmacie. Da. Dar poate unora e o glumă la... Băi, știi pe cine am observat că se poartă foarte bine cu fanii? Că poate și noi suntem cam prea morocănoși. Dar ați văzut cum se poartă Brenciu cu oamenii pe stradă vreodată, frate? Păi e atât de deschis. Deci e atât de fericit tot timpul. Dar nu-l pun să cânte. L-ai văzut mult? Nu, că cântă el oricum. Da, da, el cântă oricum mereu. Deci am râs foarte mult. Am avut o filmare, nu mai știu, acum 2 ani în Timișoara cu el la un film. Și seara am ieșit undeva la un restaurant și eram doar eu cu el și Mincu și încă niște prieteni de-ai noștri care nu sunt din Breazlă. Și când am ieșit din restaurant, mi s-a părut foarte haios, un domn, cred că șeful de sală sau ceva, i-a zis, Domincu, frate, nu vreau, vreau să dau noroc cu tine. Și Brenciu a zis, alo! Și mi s-a părut atât de drăguț că a făcut asta la modul, băi, e totuși Brenciu și, mă rog, nu că nu l-a, poate că n-a vrut să-l bage în seamă sau nu l-a recunoscut, dar a fost haios că a legalizat faza asta, știi? Și a zis, băi, sunt și aici. Yo. Și are stilul ăsta să zâmbească mereu, da, să vorbească cu oamenii, să fie super deschis. Cred că ar trebui să fim și noi așa și ar trebui să avem pregătite câte o glumiță. Pentru fiecare. Pentru farmacie, pentru Uber, pentru vulcanizare. Serios. Cât de mișto ar fi. Da, și dacă dai de același. Direct, știi? Bam. Păi și ce faci dacă dai de același din nou? Dacă prinzi de două ori. Păi același material. Bune, devine mereu cu nou. Nu știu, eu mă închid în mine imediat. Dacă vine cineva la mine, sunt... Să fac asta. O să-mi scriu, pentru 10 de astea. Pe bune. Pentru 10 meserii. Da, pentru 10 situații. Și de fiecare dată când ai nevoie de farmacie, schimbi farmacia. Că nu mai poți merge la aceeași. Nu mai dai. Până n-ai materialul, nu până te muți în ploiești la un moment dat. Chiar din cauza asta. Dar un doctor, dacă faci
Doamne ferește, ceva, știu, un infart și când vine tot, hai bagă înainte să te stai liniștit că m-au abordat oamenii la urgențe. Eram cu maica mea la urgențe, făceam 13-14 pe holul, că mi se făcuse rău de frică, că pățește ceva, că i-a fost foarte rău, și veneau la mine să facem poză. Și le ziceam, frate, nu te supăra. Da. Și plecau așa, cam dezamăgiți. Au venit la mine în aeroport când plângeam în hohote și au venit doi oameni să zică, da. Mamă, Maria, face poză? Vrei să facem o poză? Da, da. Da, ei nu țin cont de starea. Și eu am făcut cu maică mea la urgență, exact la fel. Da. Să facem o poză. Te enervează rău chestia asta. Ce, maică ta ți-a zis să faci o glumă? Nu, să facem o poză. Andrei, că nu pot. Andrei. Cel mai dubios loc în care mi s-a cerut să fac o poză a fost în fața altarului la o biserică. Pentru că la mine, deci în Suceava, peste drum de blocul meu, de când eram mic, se construia o catedrală. Care a fost și gata, dar eu am plecat, acum e gata, eu am plecat, mă rog, și când m-am dus prima oară și era gata, am zis, hai mă, să văd și eu că de 15 ani construisele. Și am intrat în catedrală să văd, bă, și am ajuns la altar, știi unde sunt toate icoanele și toate, da. Și mă uitam așa, zic, băi, drăguț, și am venit unul, nu vă supărați. Care poate lucra la biserică sau era? Da, lucra la biserică. Putem face o poză și eram, bă, putem, dar... Dacă vrea să pun acolo la altar. Nu, dar mă gândeam că gen, dacă fac oare-i păcat, da, mă gândeam oare-i păcat și doi la mână că par eu cine ne vede, zice, băi, dă-o mâncă aici, da. V-ați găsit, da. Să faceți o poză. Trebuia să faci cu el și, și acum puteți să-mi faceți mie una cu Iisus? Da, mă rog, e ciudat, însă asta nu mi se drăguț, pare... Nu e drăguț, oameni buni, ne bucurăm super mult când veniți la noi pe stradă, da. Să vorbim chiar. Mi se pare mai nașpa când cineva îmi scrie ce, bă, te-am văzut pe stradă și mi-a fost rușine să vin. Bă, da. Nu-ți fie rușine, vin o să vorbim, da. Numai că și eu sunt timidă, dacă nu te cunosc. Și ne-a scris cineva, bă, când am fost la festival în Edinburgh, în Scoția. Bă, am văzut pe stradă și eram, bă, că n-am vrut să vă deranjez. Da. Era super tare un român așa să-l văd în... Da, mă, normal, nu, mie așa mi se pare nasol când... De asta cu când îmi spui de cine îți place ție din Breaslă, că eu dacă mă văd cu unul care lucrează de BMW, nu o să încep să-i spun părerea mea despre Audi. Da. Sau că e o chestie de educație, Andrei. Nu toată lumea e educată, e o chestie de educație. Da. Pe bune. Adică asta mi se pare nasol. Chiar dacă nu vreau să-ți placă de mine, să fiu eu, dar nu... Da. Mă simt prost și eu, da, când îmi spui tu că altul e mult mai bun, știi? Sau... Știi care e chestia? Tu și eu știu că e mai bun. Că toată lumea a primit aceeași educație pe care ai primit-o tu de la părinți. Tu asta presupui. Și nu toată lumea a primit-o. Logic. Pe bune vorbesc. Adică am început să-mi dau seama de chestia asta și am amintit din copilărie când intram într-un magazin de haine și mi-a arătat maica mea ceva și ziceam, nu, e urâtă. Și mi-a explicat, bă, nu zice asta de față cu vânzătoarea, că da. E ciudat, chiar dacă nu e magazinul, e penibil. Da, da, da. Niște lucruri trebuie să-ți intre în cap dintr-o educație care poate n-a existat la foarte mulți din ei și atunci ei habar n-au, zic, dacă au vrut să zic. Unii au avut educația la modul că erau în magazin și au zis, nu, e urâtă și magazinul e oribil și vânzătoarele. Uite-te la ele, cât de terminat să fii să lucrezi aici. Și părinții au zis, bă, oprește-te la doar e urâtă. Și restul zi gândește. Da, în fine, într-adevăr, nu pot să... Noi facem greșeala asta și în relații de cuplu. Da. Că noi presupunem că dacă noi... Dacă eu nu fac ceva, înseamnă că nimeni nu trebuie să facă aia. Și nu e așa. Da. Că dacă eu nu fac ceva, mie mi se pare anormal, dar poate altcuiva îi se pare gen super normal. Și na, de-aia suntem oameni și de-aia este frumos, până la urmă, să... Și tu cu Ionuț, cum ați fost în pandemia asta? Cum... Împreună voi să doi. Știi cum că, să știi că râdem, glumim, dar chiar... A mers treaba. A mers, da. A mers bine, ce să zic. M-am gândit la asta serios. V-ați gândit la copii? Ca unsă. Nu, mai mult Ionuț. Oameni care chiar au stat, știi, care au stat poate într-o relație, să te prindă pandemia exactă apoi ce te-ai mutat cu ea. Era primul când te-ai mutat, știi? Ești de 6 luni împreună, te-ai mutat și te prinde fix o E bine, mi pare bine. Păi poate să fie și greu în același timp. Da, afli, știu o treabă. Sau să te prindă că ești pe la început într-o relație și nu știu, stai separat. Și se aude din baie. Nu, stai separat și să vezi dacă te... Mă gândeam la copii, gen, nu la adulți, să zicem, adolescenți care s-au combinat, nu știu ce, și stăteau acasă fiecare. Sau să fii în vizită la socrii, fix când aveai pandemia. Să fi fost un weekend ăla. Să fie weekend ăla. Am mers un weekend la socrii. Și din weekendul ăla, două luni, bă, băiatule. Cum sunteți? Da. Care vi-s relațiile cu socrii? Asta am să zic, noi ne înțelegem foarte bine. All the family. Toată familia e ok. Mă înțeleg bine și cu socrii mei. Mai nou toată lumea așa, nu cred că am auzit pe nimeni care super să mai aibă probleme. Dar cred că sunt clișele și de la țară în general. Nu neapărat, mincu, depinde de relații. Poți să ai o relație proastă și la țară și la oraș. Ce vorbești aici? Nu, de unde au plecat clișele? Da, pentru că oamenii spuneau ce simțeau și se îmbătau și făceau scandal. Acum te abții, dacă da, bine, acum și dacă nu te înțelegi, eu dar nu mai la radio nu o să spui cam așa cumva. Nu mă abțin, doar că țin la ei și îmi place, adică îmi face plăcere să stau cu socrii mei și
Știu că și Luminicu îi place plăcere să stea cu părinții mei. Adică am avut și noroc așa cumva. În caz că ascultă. Păi zici și tu acum pe live. Zici pe live, trebuie să zici pe radio. Păi nu găsesc. Să moară Jennifer. Nu găsesc mail-ul ăla cu... A, gata, am găsit. Am găsit, le-am aici. Trebuie să pun trei întrebări de la... niște site. Nu, trebuie să ne pui întrebări. Da, da, da. De la un site, ai zis? E o platformă foarte lungă. E o platformă care de fiecare dată când avem invitați, trebuie să punem niște întrebări de la care vin din partea platformei respective. Platformă de întrebări. E da, noi nu prea cu întrebările, cu astea nu prea ne descurcăm și atunci avem nevoie de platformă. Și să zicem și noi la final, am mai fost pe platforme. Da. Este foarte amuzant pentru cine se uită acum la Kiss sau pentru cine s-a uitat, câte mesaje am primit în care oamenii voiau să afle care e persoana despre care vorbea Andrei și cred că o să mai puneți multe. E de jucărie, am văzut peștele la Sarcu și am crezut că... Și am crezut inițial că e viu dacă se mișcă. Nu e viu. Nu e ciudat deloc. Dar au mai mulți pești. Am văzut că e o făcută cu comedianță. Întrebările driveglobal.ro la Kiss FM. Da, bună dimineața, suntem în direct iarăși cu Maria Popovici și Mincu. Avem întrebările Maria, de la Thrive. Ia să-ți pui tu căștile ca să auzi întrebările. Da. Prima. Gata, m-am panicat. Ajută un pic femeia. Stai un pic. Gata. Aveam pălăria în cap. E și selecție naturală până la urmă. Gata, am reușit. Hai, așa, deci o să vă pun întrebarea și răspundeți voi pe rând sau împreună sau cum vreți voi. Prima întrebare, când te-ai felicitat ultima dată și pentru ce? Când te-ai autofelicitat? Băi, m-ai prins fix, vrei să zici tu? Mă gândesc. Minculescu s-a cam felicitat azi noapte. Stai puțin că cumva am ajuns unde am ajuns și nu m-a ajutat nimeni, nu e ca și cum am avut un hop sau vreo pilă sau ceva. Deci cumva, bravo Maria. Mi-am zis aminte, așa odată, mi-am zis. Eu, mulțumesc Olix, l-ai aplaudat. Self high five. Tot așa, a trebuit, eram în pandemie și ne-a căutat cineva să facem o reclamă unui târg de nunți virtual. Așa. Și n-avea nicio idee, n-avea nimic, a zis, mă gândesc să o faceți voi. Și zic, când ai nevoie? Mâine. A zis joi și joi era peste două zile, zic, joia viitoare, nu joia asta. Și în 23 de ore i-am dat o montată, filmat, produs tot, de făcut de la zero. Și mi-am dat seama, ok, hai că asta e tare. Și te-ai felicitat după aia. Felicitări, Mingu. Da, am bătut cupa. Tot a fost bine. Bun, a doua întrebare e mai, nu e neapărat o întrebare, e gen să continuați o propoziție. Și anume, toți prietenii tăi au în comun faptul că... au o prietenă minunată ca mine. Na. Ce joacă să mai zic, da, joacă pe asta. Păi cred că același lucru, că au o prietenă minunată ca Maria, nu și la tine. Asta e, păi ce pot să zic? E o persoană sensibilă, extraordinară, cum era mesajul ăla. Vreau să vorbesc cu tata lui Maria, eu n-am avut nimic cu familia ei, cu frații. Așa, ce ai vrea să preia copilul de la tine și ce ai prefera să nu moștenească de la tine? Ratele. Da, stai. Hai să facem ca să fie mai tare. Maria, spune tu... răspunde gen ce ai vrea să ia și să nu ia de la Mincu și... A, ok. A, oh, bun. Ce aș vrea să nu ia de la Mincu? Poți să zici că nu mă spăr. Aș vrea să nu ia... Asta zic nasul. Nasul. Zic că e la radio. Nasul și aș vrea să... să ia? Aș vrea să ia restul, că e o persoană foarte amabilă și foarte bună la suflet și e o persoană deosebită și nu zic asta pentru banii lui, chiar nu zic asta. Nu, chiar așa este. Confirm. E un om foarte bun și special. Și, îl iubesc foarte, 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 foarte mult. Deci foarte mult. Au fost multe, foarte multe. Pare că ți s-a zis, pare că cineva ți-a repetat mult asta. Și acum e exersat. Și orice ar fi, nu divorțez, să știți, doamnelor și domnilor. Deci eu nu divorțez, nu mă mai întrebați. Și ce ai vrea, Mincu? N-aș vrea să ia de la Maria... Stai, că nici n-am zis, măi. Uite-te și tu, că acum vezi ca pisicile alea care se uită, știi, când vor un pic de piculeț mâncare, știi, că se uită așa, o față aia și de miloc, dar și de... tot drumul până acasă, vezi că știi că poți să bag și gherele. Exact.
aș vrea să nu moștenească îndemânarea uneori Maria scapă lucruri din mână în situații în care nu e niciun pericol. Deci avea telefonul în mână, îl ținea așa ca lumea în mână, vorbea cu mine și a căzut telefonul pe jos. Dar a căzut ca și cum creierul ei a uitat că ține ceva în mâna stângă și parcă s-au închis comenzile și a desfăcut degetele. Și a fost o chestie de... Trebuie să-i schimbăm geamul. Serios, i-am pus geam de la de protecție, știi? Că pui peste folie, din folie de aia, care e vreo 90-100 de lei. Da, am schimbat 5 până acum, în mai puțin de 5 luni. Cred că ți-ai un telefon nou. Păi asta i-am zis, păi într-un an de zile îl plătesc de nou. Și se mai aude, e în bucătărie, e că gătește foarte mișto și face chestii, dar uneori, a, că de ce nu știu, tăm? Pune paharul pe lângă și aude în bucătărie și bang, zdrang, trăș, se aude. Cred că tot pe jos mergeți acasă? Da. Dar pe rute diferite. Dar separat, da. Și ce ai vrea să preia? Ce aș vrea să... În rest, tot. Așa, tot. Bravo. Ce a zis? Ia, puteți să-mi dați înregistrarea? Foarte politică, e corectă. Am înțeles. Bun. Bă, ce tare. Hai să facem și noi jocul ăsta, Ionuț. Parcă mi se pare tare. Nu vrei să... Da, ești copilul nostru ce am vrea să preia. Tot ce vrea să preia de la copilul Andrei. Ia zi, vrei să începi tu sau începi? Hai că trebuie să... Începe tu. Bun, hai să vedem ce aș vrea să... Pare că am pregătit, abia așteptam să... ce aș vrea să ia de la Ionuț este inteligența și simțul umorului. Okay. Așa, și ce n-aș vrea este tăria de caracter. Hey, da. Are, cum zice, nu mai știu cine zicea, că are personalitatea unui ecler. Ai mă, Ionuț. Da, asta n-aș vrea să... Atâta pot. Zici și tu de Andrei acum, nu-l lăsa. Ia. Nu-l lăsa, Ionuț. Păi, nu știu, n-aș vrea nimic să ia de... Nu. Cum, nici măcar părul? Înălțimea. Păi, înălțimea. Hai, lungimea, că să aveți un copil frumos. Lungimea brațelor. Brațelor, a zis. Ce vă uitați așa? Lungimea brațelor? Eu mă gândesc când le-am măsurat. Eu nu ți-a zis să te oprești aici. Eu mă gândesc când stătea Ionuț lângă tine și să-i ta... Trebuie să fie 33. Sunt. Nu, ia stai. Sunt 35. Sunt 36. Mamă, ce tare e Andrei. Auzi, Andrei, iartă-mă că întreb. Poți să te un pic mai jos? Ia întinde mâna. Dăm sarea. Dăm sarea din apartamentul vecin. Să vedem dacă... Da. Nu, și bunătatea și ce era la voi. Tot de Andrei vorbim acum? Ah. Da. Și la fel, cred că îndemânarea n-aș... Da, îndemânarea. Asta n-ai luat? Da. Cum mă... Și nervii. Aia zic. Bă, asta mă așteptam, da, să zici. Eu și să... impulsivitatea. Impulsivitatea, cred că, să da. Să fie mai undeva între ecler și impulsivitate. Adică să aibă... Între ecler și amandine. Așa. Aia zic, dacă noi doi am un dobos. Dacă un fel de doboș. Dacă așa. Noi doi am face un copil, chiar cred că așa ar fi, că eu sunt foarte impulsiv și asta e foarte molcov, știi? Dar faceți, mă. Păi... Dar nu se poate, că vrem, tot încercăm de atâta timp, luăm tratamente. Încercăm de 3 luni. Umblăm la clinici, pandemie, nu se leagă de noi. Pandemia asta. Nu știu că de obicei părul cade de la testosteron. Păi, uite, da. Vezi? Nici din unul, nici din altul nu iese nimic. Ui, eu zic că sunt, da, poartă Olix. Poartă Olix. Dar serios, dacă chiar acum fără, hai, le zicem. Ce să mai... Mai rău de atâta unde putem merge. Da, pe radio cred că e foarte sănătos să zicem cum mai sunt oameni și religioși, dar hai să spunem. Nu, chiar ne-am gândit la un moment dat, ne-am gândit la un moment dat, sincer. Dacă să ne căsătorim, dar pe bune. Nu, pe bune, dar la modul fără nu, stai, mă, nu. Fără relații de genul ăsta. Dar doar să ne căsătorim așa ca... Eu cred că ai fi o nevastă extraordinară. Ca potrivire de caracter. Nu, ca potrivire de caracter. Adică, dar nu, nu asta vreau să zic. A, nu asta era? Nu, asta era discuția pe care nu o spuneam. Dă-i undo. Nu despre discuția asta. Băgați-le pe melodie. Pune o piesă, Olis, că nu e. Dă-i surrender și începem altul. Altceva voiam să zic. Eu cu Ricky Martin. Exact. Știi cum e exact? A fost asta cu... Când eram Monica cu Irinel, mă, și l-a întrebat... Și unde ați făcut dragoste ultima oară, știi? Da. Nu pot să zic ce a zis ea, dar știți ce a zis? Da. Portița din spate. Exact. Da. Nu mai am vorbit o dată că ne gândeam dacă e posibil, știi, de exemplu, cum a făcut... Ce a zis? A fost, mă, cum a fi să fie pe și drumul filmea? De servitute. Ai vrea portița din spate? Vine băiatul cu pizza, portița din spate deschisă să băgăm. Deschisă în spate. Deci nu.
eram curios și uite, poate chiar știi tu, Maria, mai bine, că poate te pricep mai bine la chestia asta. Știi cum sunt unii bărbați, cum a fost Cristiano Ronaldo, care a făcut un copil cu o mamă surogat. El n-a avut o relație, el a fost în seminarea artificială, femeia a purtat sarcină, mă rog. Și oare e posibil să fie luat, cum să zic eu, mostra masculină de la doi bărbați? Să nu se mă pricep. Nu mă pricep, dar ce ai spus acum cu Cristiano Ronaldo nu prea are sens. Adică dacă tot e Cristiano Ronaldo, nu-l lași. Existau, spre exemplu, te însemineze normal, adică... Păi nu, el, cred că e vorba de dorința lui. Cred că el n-a vrut okay. să... Existau Zimincu. Triburi pe pământ acum foarte mulți ani care credeau că n-aveau o relație de asta monogamă și cu cât mai mulți bărbați întrețineau relații sexuale cu o femeie, se gândeau că moștenește și prea de la fiecare. Indienii aveau asta. De niște triburi, da, indiene. Și credeau că dacă ok, o să ia de la Ionuț Ecleru, de la Amandina, imposibil. Dar nu este, nu, e un singur bărbat. Păi stai. Nu, stai. Nu, deci poți, nu se combin. Poate face o combinație? Nu, nu, nu. Dar păi și dacă amesteci... Merge singur el spre... Și dacă amesteci, pe care îl ia? Adică să zicem că faci singur care să... Păi dai cu mixerul, ca la maioneză, îl bați. Nu, bați ca lumea până când se... Nu se mai taie și... N-ai cum, n-ai cum. Trebuie păi să se repargă albenușul de albuș. No, păi și nu se întâmplă nimic? Sau pur și simplu o să preia de la un singur om? De la unul singur. Din cele deci, două amestecate. Dacă amesteci, o să preia de la unul singur, care reușește. Deci probabil tu fiind de cler. Ce asta mai nervos? O să vină unul. Ia dă-te mă, dă-te mă așa. Ia uite-te mă, ce asta aici, astea mai mulți. Dă-te mă, eu cobor la prima. Cobori la prima, dă-te așa. O să-ți dai seama și cu accent moldovenesc. Da. Nu poartă mască, uite că nu poartă mască. Bă, s-a dus dracu. Asta. Da, e... Deci s-a dus dracu. Și am încercat pe cât posibil emisiune să nu de 12 noapte. Puteți să faceți testul ăsta. Ar fi mișto să faceți testul ăsta și să vedeți după aia, vă dați seama în timp cu cine seamănă. Da. Și vedeți cine a câștigat. E un fel de pariu. Facem un pariu. Da, bă, asta facem. Da. Punem pariu chiar, la naștere. Și chiar n-are urmări deloc, adică da, mi se pare că nu supera nimeni. Dar nu vreți voi mai bine să vă găsiți o fată drăguță. Nu supera nimeni de pe urmă, înțelegeți? Păi asta vrem, o fată drăguță. Oale, Doamne. Care să... Aceeași fată drăguță. Bun, avem niște întrebări, stai așa, că e pe WhatsApp. Ce? Zi-mă, întrebare pentru Maria și Mincu. Ce părere aveți despre mișcarea elevilor din România? Sunt cei care vor să anuleze bacul din cauza virusului. Ce părere aveți? Îmi cer scuze, dar nu-mi pasă deloc că l-am dat de mult și nu mai vreau să aud de el. Foarte diplomat. Îmi cer scuze, dar aduceți. Dar faceți, fraților, ce vreți. Nu știu, dați-l acasă. Mi se pare o prostie. Pentru că acum este mult mai ușor să copiezi dacă dai bacul cu mască. Poți să scrii pe mască pe interior, știi, sunt toți care să trage așa de mască, să te uiți. Plus că nu mai au voie decât să fie un supraveghetor, nu poți mă fie exact, mai mult. Eu zic, fraților, dați-l acum, voia cu tu să vă duceți la toaletă. Profitați cât e oferta exact. Asta. Vă tatuați matematica pe mână. Dar se vorbea să te dea acasă la un moment dat, să te dea pe cameră. Nu știu, ei știu mai bine, dar mi se pare că... Asta mi se pare cel mai tare, să dai pe Zoom bacul. E, zici mă, copiezi dacă îl dai pe Zoom, adică... Eu asta aș fi făcut, sincer. Păi... Da, dar Dumnezeu vede. Eu am învățat pentru BAC, dar mi s-a părut un examen foarte simplu, așa că nu înțeleg ce iată tam-tam cu BAC-ul ăsta. Eu cred că pentru BAC oricum te poți pregăti și acasă. Adică ai făcut 4 ani de liceu, fix astea 2 luni te-au împiedicat. Stai plus acasă că, și păi din materia din astea 2 luni oricum nu se dă. Plus că 2 luni, fii atent, noi n-am avut, când am dat noi BAC-ul, noi n-am avut 2 luni libere în care să te pregătești. Ah, da. Exact. Bineînțeles. Evident că și dacă aveam, nu făceam asta. Evident, dar normal. Normal că n-am fi făcut, dar acum eu cred că ei vor să amâne pentru că și-au dat seama că și dacă iau o notă proastă sau îl pică, n-ai cum să o dai. Păi da, dar știi că am fost cu prieteni, eram la liceu, am chiulit. Era acasă, da. N-aveai unde să te duci. Exact, n-aveai unde să ieși. Câtă FIFA să joci în viață. Adică până la urmă, îmi place Maxim de Maria, pare genul de om care râde mult și când te bate, zice cineva pe mesaj. Ia zi-mi cu râde când. Când. Nu, pe nu, nimeni. Da, niciodată. Nu. Nu, când te bate eu, când te bat pe tine. Asta era ideea mesajului. Dar eu nu sunt okay. Violent absolut deloc, eu glumesc, dar chiar nu sunt, serios. Nu e, da. Chiar nu e. Deci chiar, hai, trebuie să luăm o scurtă pauză și ne întoarcem pe radio. Mai avem niște mesaje drăguțe de la ascultători cu Maria Popovici și Mincu pe frecvență. Rămânem pe Facebook Live. Unii zic că... Urechea asta rău. De mult n-am mai ales. Ce sunt bumbolăria. Să fii zis, de mult ne-am mai râs de când a fost Costel invitat. E super cât de mulți oameni m-au întrebat pe Instagram. Bă, dar nu e niciun mesaj despre mine, deci numai despre Maria. Bă, da mă, cum? Niciun mesaj. Zic, bă, că mai joacă poker pe banii lui Maria, micu mai... Uite, următorul, dar nu ți-l citesc. Da. Ziceam că a fost ciudat și cu Bordea când a venit, pentru că n-am avut invitați
două luni și jumătate, ceva, da. Și gen, zici că eram nevorbiți, bă, băiatule, zici că efectiv era, dar mai stai, mai stai, am stat până la 10 și 20, gen, că, fără să ne dăm seama, știi, că atât de, când mai vine altcineva cu alte povești, că noi, da, normal, dracu, cât să mai, știi? Da. Și când vine și spune, da, da, zi tu, zi ce vrei, povestește viața, zi-mi tot. Și eram da. așa, așa mi s-a părut și mie când am început să ne vedem cu oameni, pentru prima oară, așa, după stat în casă, eram, parcă nu mai știam să interacționez, să vorbesc. Da, dar la, când ați avut show, nu a fost ciudat? N-am avut încă live, am avut doar am avut live stream. Am avut live stream, deci e bine, acolo oricum e ciudat. A fost super ciudat, dar a fost foarte mișto, nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. Ar trebui să zicem și noi să facem reclamă, nu? Avem duminică la Comics. Da, dacă vreți să veniți duminică la Comics, eu cu Mincu avem un show acolo. Da, e în aer liber. Petra. Și cu Banciu, nu? Dar nu-l menționăm pe Banciu și pe Natanticu și pe Raul. Eu cu Mincu. Da. Veniți aici lângă noi pe Banciu, Natanticu sau Raul? Nu. Haideți, vă rog frumos. O să zicem, da. Mie de asta mie, tot timpul după ce am avut pauze și n-am avut, cred că în ultimii 10 ani, niciodată pauză de 2 luni. Mamă, tu de 10 ani ești la radio? A? De 10 ani ești la radio? Nu, deja fac stand-up, nou. Andrei, dar sunt vreo 3 luni. Trei. Păi pe 14 a fost, ne-am avut ultimul show pe 8 martie. Aprilie, mai și iunie. La Timișoara. Sunt 3 luni, chiar 3 luni. Mamă, 3 luni. De-aia zic, n-am niciodată. Și de obicei, de exemplu, și după vacanța de iarnă, gen 2 săptămâni sau 3 când nu făceam, simțeai că... Parcă, știi? Nu mi-era vreo câteva show-uri îndemână. Și acum mă gândeam, după atâta timp, nu știu dacă mai știu materialul. Imediat. Da? Deci eu mi-a paralizat fața de emoție. Urcă-te pe scenă cu sala goală și în sală doar Vio, Costel, Mincu, Banciu și Drăcea și Mocanu. Adică, erau și doar comedienți. Se uită colegii tăi la tine. Oribil, da. Și oamenii de pe Zoom. Băi, în secunda în care am început să vorbesc, m-am simțit mai confortabil decât în toată pandemia asta. Parcă îmi revenisem la viață, frate. Păi și... Hai zic, nu ai pățit să uiți bucăți? Să... Nu, pentru că mi-am repetat foarte bine și bucățile noi pe care le-am scris și am îmbinat cu un pic de material vechi ca să mă bazez pe ceva și a fost, eram așa, pregătită. Trebuie să treci prin material înainte, adică pune, uită-te la o filmare, scrie-l pe o foaie, o schemă, că altfel... Aia mă gândeam, mai ales că eu acum cel puțin mă gândeam la mine că știi că eu am bucata aia care necesită foarte mult pe public, trebuie să-i întreb și dacă uit, gen, nu e la modul am uitat să vă zic ceva, nu contează, dacă am uitat să vă întreb ok sau așa. Repete-ți-o, frate, ca pe un text pentru ceva. Știi ce n-am putut să fac asta? Când știam că facem show la transmis live pe internet, am zis, băi, nu pot să mă întorc la material. Pauza a fost atât de lungă, nu-l mai simțeam, nu mai puteam să-l spun. Păi și ai scris material nou? Da, și am scris material nou. N-am putut scrie nimic. Am două premize noi. Da, dar cumva am scris, nu-l mai suport. Am scris, să știi că am scris, aveam gânduri notate și așa, nu erau dezvoltate și le-am dezvoltat cu o zi înainte. Că mi-am dat seama, eu în sinea mea mă păcăleam, ziceam, mami, că totuși poți să revii la material, că nu toată lumea l-a văzut, nu e pus pe internet, poți să revii la el. Dar nu m-a lăsat sufletul și am zis, hai să văd oricum, hai să mă duc cu material nou. Că nici n-ai cum să ignori tot ce s-a întâmplat, știi? Da, trebuie să ai și premize bazate pe asta. Trebuie să faci. Pe de altă parte, nu știu cum se simt oamenii din sală sau oamenii care se uită la show, pentru că dacă vii la un show de stand-up, parcă vrei să uiți. Toți comedianții vor zice ceva despre asta și parcă mulți sunt, băi, gata, exact asta m-am gândit despre... și eu. Exact asta m-am gândit și abordarea, că dacă faci aceeași, adică la majoritatea comedianților care au abordat subiectul, am văzut cam aceeași direcție. Mm-hmm. Poate dacă găsești o, nu știu. Poți să găsești, adică sigur că nu o să te duci chiar în zona aia. Eu, spre exemplu, am vorbit despre asta și așa și cumva am făcut ceva nou în care am zis că pandemia asta, pe Facebook pot să zic că anumite cuvinte, nu? Da, că pandemia asta a început cu un și s-a terminat cu un cam asta era ideea mea. La ofițerul de la MAI care n-a spus că a fost cu amanta, știi? Da. Și e foarte ce a făcut ăla cum a ascuns asta și s-a terminat cu Ciprian Marica, cu filmulețul. Și de acolo e o glumă cu Marica, știi? Și cum a fost pandemia între două de asta. Asta zic, uite, mi se pare un unghi diferit, așa, unghiul cu gen asta cu iubita și nu mă mai suportați. Da, sunt alea probabil se pot gândi mai mulți de alea. Da, adică nu l-aș... E acela. Dar nici n-ai cum să zici ceva, să nu zici ceva, știi, despre elefantul de cameră. Trebuie, da. Dar la început sau unde e cel mai indicat? La începutul teoretic, în stand-up nu e bine să încep cu o glumă cu nouă. Testa, sau, da. Nu e bine. Da, și nici să termin. Da, uite că mie mi-a mers solid. Acum exact așa, cu o glumă nouă. Dar diferă și al câtelea ești. Spre exemplu, eu de foarte multe ori am început cu o glumă nouă. Însă eu nu urcam primul, urcam pe un public încălzit, urcam mai la adevărat. Acum depinde și unde ești în show. Dacă ești la început, ar fi bine să iei ca lumea pe oameni și după aia să bași pe la mijloc. Și mai ales cum erai tu, Ionuț, în formula noastră, că erai... Între, da. Da, erai gen... luai publicul
mai rău decât la început. Era... Aoleee! De ce? După cine azi aflăm să aflăm? Ei! Aoleee! După Coco, când făcea Coco. Da. După Coco? Nu. Da, anyway. Nu poți să n-am văzut. Te întrebe lumea, cine e? Cine de mă rog. Băi, da, e ciudat, dar abia aștept și mai faceți din moment ce ești asta? Păi... În formula. Nu. Nu, e altă formulă. Da. Nu s-au mai putut, s-au fost niște probleme. Anyway, dar... Sunt șocată. Fă bârfă. Sunt în stare de șoc. Trebuie să stăm, să-mi ziceți. O să vă folosesc bârfe. Ideea e că... Oamenii care ascultă Kiss FM de pa, veniți aici toți după, că aici bârfele pune și informația aici, frate. Noi am tot zis că dacă am... Mă rog, dacă ar fi oamenii să audă matinalul dintre matinal... Am fi dat afară în 2 săptămâni, dar alea 2 săptămâni, bă. Băi, aseară la comics vorbeam, ne-am văzut și noi pentru prima oară pe mult timp cu mulți dintre comedianți și vorbeam cu Vio și am ajuns amândoi la concluzia că, bă, parcă trăim așa pentru bârfă și stăteam amândoi cu tot cu Melinda, cu soția lui Teo, ca niște babe. Doamne, dacă nu luasem așa să tocăm fiecare ce știm, frate, ceva acolo? Da, Doamne. Nu, puțin, că știu că trebuie să pleci. Mă duc să-mi iau apă, nu. Ia iubirica, că trebuie să pleci, mă? Nu știai că trebuie să pleci? Să iei... Nu, mai gata, am rezolvat-o. Ah, ok. Da, am rezolvat-o. 10 minute maxim. Bine. Da, noi și pe mașină, mi se pare fascinant. Deci, atent, că acum lăsăm gluma la o parte, eu că nu chiar petrecem mult timp împreună, că gen suntem la radio dimineața împreună, seama, după care da. Avem filmări de multe ori, când mai scriem, când mai facem, oricum foarte mult împreună, mai jucăm FIFA, mai nu știu ce. E, în turnee... Mi se pare fascinant că încă bârfim tot drumul. Da. Bă, tot drumul. Și noi. Păi, frate, acolo e chiar amuzant. Acolo chiar mai ies. Bă, dar tot drumul. Zic, hai, înțeleg, o jumătate de oră. Dar până în Bistrița, noi mai oprim în OMV înainte. Bă, stai că n-am terminat. Deci cum? Știi? Și, mă rog. Mi-ar plăcea odată să... Ar fi mișto să ne combinăm bârfele. Sau să fie emisiune. Comedianți. Schimb de bârfe. Schimb de bârfe. Asta e titlul bun. Dar de vreme că noi singura dată când am putut să petrecem mai mult timp împreună a fost când ne-am întâlnit în Budapesta asta iarnă. Și atunci era frig și nu prea era foarte frig. Nu prea-ți venea să stai la bârfă la -6000 de grade da, acolo. Da, că în rest n-avem timp, frate. Vezi cum e viața asta, cumva suntem prieteni, dar nu ne vedem niciodată. Eu am, să știi că și poate și la voi la fel, eu și cu prietenii gen care am de mult sau așa, cumva ne-am autoeducat cu toții că gen faptul că nu reușim să ne vedem atât de des nu e o lipsă a prieteniei, da, ci absolut. Doar viața noastră, absolut, că n-avem nu e o lipsă a prieteniei. Da, doar nu, trebuie înțeles că rămâi la fel de bun prieten, numai că n-ai cum să te vezi cu toată, nu e imposibil pur și simplu. Și n-ai când. Și în București mi se pare, oraș mare, știi că noi mai vorbeam. În oraș mic, da, nu-ți vine nici să ieși din casă. Poate adică... te mai vezi așa doar că ți se intersectează drumurile. Și plus că ajung mai la tine, dar eu, de exemplu, gen, dau un exemplu, dacă tu stau unul militar și celălalt în capul ăla, păi eu până ies din casă, până ajung la tine, da, până nu știu ce, au trecut o oră jumate. Da, da. Modul, auleu, mamă, păi dar de atunci, știi? Gata, iar m-am panicat. Și eu am făcut asta. Care au rezistat întregi în această perioadă și n-au uitat să-și spună zilnic cuvintele magice. Cine spală vasele? Râzi cu Rusu și Andrei! Dimineața la Kiss FM. Bună dimineața, am revenit și pe radio. Citeam mesaje de pe WhatsApp. Mincu, Maria, a mai scăpat telefonul în WC? Întreabă cineva. E o chestie asta? Am avut o poveste la una scurtă. Nu l-am mai scăpat de atunci. Știi, cred că ți-am zis-o. Când da, scăpat, e o poveste cam lungă pentru da, e cam lungă. Nu l-am mai scăpat, nu, e ok. E toată, da, uite, vezi cum nu m-a lăsat să zic povestea? Da. E lungă, dragă, da, mai avem puțin timp. Zici povestea acum. Este o poveste lungă și nu se spune în vizită. Așa cineva spune, știam eu că sunteți guanji. Mm-hmm. Noi, cred că noi doi, cred că înseamnă... Guanji. Înseamnă... Cuplu de guanji, da. Guanji? În maghiară? Nu, maghiară e, poți zic? Nu știu. Da, nu mai ziceți, mă, nimic. Adică gen invers, nu înseamnă? Da. Am înțeles, dar nu știu. În maghiară e buzi. Okay. Un alt fel de șogori. Un alt fel de... ia să vedem, mai sunt aici. Dacă mai aveți întrebări, mai stăm vreo câteva minute. Uite, mă, că Neil Patrick Harris, care e Barney din I Met Your Mother, el și cu soțul lui au făcut asta, au luat probe de la amândoi și au înseminat o mamă surogat și au gemeni. Bă, eu nu. Păi uite, vezi că dacă gemeni, unul iese ca... Păi, da, da. Unul iese ecler și altul doboș. Da, dar nu poți să amesteci, probabil unul și unul.
Probabil au reușit să facă. Dar de ce vrei să intri în detaliile astea? Adică mi se pare că... Lasă pentru... oamenii să fie fericiți. Nu, am zis eu că nu poți să amestești. Uite, ce mi-a dat exemplu. Poate, pentru unul se merge la unul... Cred că unul Da, cât de tare să te frustrezi? Cât de tare să te frustrezi să fie amândoi de la unul? Da, atunci e cam nasol. Cred că e motiv de despărțire. Păi nu, aici stai așa că ăștia au făcut-o calculată, îți dai seama, nu s-a nimerit să iasă și amestecat. Au făcut-o calculat. Nu, hai să vedem. 6-4. Dar nu poate să schimbe, poate să schimbe ălalt, știi, noaptea, când doarme, să schimbe mostrele. Să pune doar de la el. Știi? Și e motiv de înșelat. Mi se pare că e adulter. Cineva spune și Mincu e super, nu numai Maria. În sfârșit un mesaj. Ai, mulțumesc. Deci se poate. Ai inventat cumva mesajul? Pare că l-ai inventat. N-ai spus cum îl cheamă. Băi, acum întâmplător, știi, întâmplător, când citesc de aici, numărul ăsta întâmplător seamănă foarte mult cu numărul meu de telefon. Da. Despre asta e vorba. E mama lui Mincu, mă. A dat mesaj și a zis și Mincu e, nu numai Maria aia. Uite, din familie. Și de puiul meu. Și Mincu e super, nu numai Maria, e tare rău și amândoi sunt perfect. Salutări din Târgu Mureș. Ce drăguț salut. Mulțumim. Ai văzut? Salutări din București. Zice cineva că asta nu poți citesc. Bun, nu e de rău, dar e, nu poate fi citit e pe radio. E mai slobod la gură. Așa? Întrebare pentru Mincu și Maria, spune cineva. Ce părere au despre trendingul de pe YouTube România? Salutări din Vâlcea. Am vorbit un pic mai devreme și ar fi ok să nu ne repetăm. Cred că eram dar... pe live, nu cred că eram pe radio sau? Da, eram nu, eram pe radio. Este, eram? Din păcate, e nasol. E nasol că e același lucru, nu pentru că neapărat noi nu ascultăm manele, nu pentru că nu e ok. Nu ne plac personal. Mi se pare că doar se repetă același lucru. Aș vrea să o mai văd pe Delia în training sau pe Antonia sau pe altcineva, nu știu. Doar asta se consumă. E ca orice în viață, știi? Băi, da, te mai saturi la un moment dat de același de fel de mâncare. Da, mai vrei. Cândva era și râs ca prost un trending. Da, mă gândesc că acum îmi dau seama, atunci când am făcut noi râs ca prost pe net, nu știam eu cu YouTube, nu înțelegeam trending, nu mă preocupa, știi? Uite, asta funcționa super bine, adică... Da, și acum când mă gândesc că a fost pe locul 1 la un moment dat și în trending îmi dau seama că a fost... Știți numărul de vizualizări al acestei melodii? Nu spune că... Da, mă, dar stai puțin, că eu nu vreau să judec pe nimeni. Poate cuiva îi place melodia asta și nu îi place ce ascult eu. Mie îmi place asta. Bine, nu e melodie rea, adică... Asta îmi place. Câte view-uri are, Alex? Ești pe YouTube. 20 de milioane, zic eu. Hai să mai dublăm. Hai să mergem mai sus. Ia uzi. Unde e? Cât? 49 de milioane. Slăbuț. Într-o lună. Mai e o chestie, că asta e nasol, vezi? La muzică tu poți să o asculti de mai multe ori. Când pui o bucată de stand-up de cât ori, bă, l-asculti așa, poate mai revii la el peste luni de zile. Asta ajută și la concerte, bănuiesc, știi? Că nu zice lumea, mamă, iar mă iei cu piesa aia. Da. Păi e invers, mă, la când te duci la un concert, tu vrei piesa asta, aia. Da. Acum, la noi, când vii la stand-up, nu vrei bucata aia pe care o știi. Da. Iar asta nu. Poate oamenii nu ascultă ce ascultăm noi și ar zice: "Mamă, ce oribil." Dar ce ascultați, mă, ia chiar. Uite, azi dimineața m-am trezit și am ascultat Nina Simone. Orice. Am și dansat. M-am trezit, am ascultat un album întreg de Nina Simone și am și dansat cu Mincu în bucătărie. Mai știi? Da. Mai știi? Azi dimineața când făceam asta? Mai știi? Da. Azi dimineața. Da. Nina Simone în bucătărie. Da. Am ascultat tot albumul. Ce mai ascultați? Atât, doar Nina Simone și Macanache. Tu ce ascult când joc poker, ascult muzică clasică. Oh, da. Bine, asta e chiar minciună, frățiorul. Serios, pentru că știi de ce? Te calmează. Altfel îmi pierd răbdarea. Și dacă joci un turneu și ajungi departe și ai de jucat 8 ore, știi, îmi vine să intru pe altceva. Da, până în fazele alea pe, da, pe online, da. Pe PokerStars sau pe CP? Da, dar la turnee mici, pe PokerStars. Noi acum am Macanache, păi suntem semi-family. Nu încă semi-family, că le suntem nași, dar ei n-au apucat să facă încă cununie. Păi am văzut că sunteți prieteni apropiați, dar voiam să vă întreb încă o chestie. Bă, dar nu spune nimic Maria că stai 8 ore și te joci? Nu, ce să zic? Nu știu, gen, dă-mi atenție? Păi nu, da, mereu face, mereu mă treabă. Faci bani? Bani? Da. Câștigi bani? Câți bani? Faci bani? Nu te deranjează când... Ama, nu, am și o viața mea pe lângă Mincu, acum pe bune. Păi dar ce faci? Ce hobby-uri ai în afară? Adică atunci când ai hobby-uri? Zonă, ce faci? În afară de site-urile de... În afară de site-urile de... Faci bani că eu nu fac aici. Băi, știți ce fac? Am hobby-uri. Cumpăr cutii de lemn și le pictez. Pe bune? Da, vorbesc foarte serios. Muzică clasică și pictat de cutii de lemn? Îmi place, mă relaxează. Nu, n-am talent la pictură, dar fac chestii așa, floricele, chestii trestii și nu îl bat pe Mincu astfel.
Ai, până la urmă tot. Băi, m-am scăpat, îmi pare rău. Te iubesc, să știi că o fac pentru că te iubesc. De-aia pictează. Când nu iese cutia, când nu iese pictura, o criză de... Începe și aruncă cu alea prin casă. Nu, asta e hobby-ul meu. Maria spune că îi place să picteze cutii de lemn și Mincu, mi se pare că îi place să înjunghie cutii de lemn. Nu știu de ce. Nu știu ce se întâmplă acolo exact. Au și poza mea pe... Mă rog. Dar n-ai chestia asta, că știu că de obicei în relație e o problemă. Că domnișoarele de multe ori vor atenție. Toată. Deci eu sunt doamnă, în primul rând, domnul Ceban. Mă scuzați, mă scuzați. Îmi cer scuze la familia Popovici. La pare rău la domnii Popovici. Dar serios, n-ai chestia asta, gen băi. Nu, nu se joacă atât de mult ca să am o problemă. Uite, cu fostul meu prieten aveam, se juca care FIFA. Care mă, fostul, că aveți 10 ani, fostul tău prieten. Fostul meu prieten se juca FIFA în continuu și mă enerva teribil. Dar nu m-am mai jucat poker, m-am jucat acum că am stat acasă. Ce înseamnă, nu m-am mai jucat de ce mult poker în continuu? Hai să luăm. Hai să stabilim. Deci numai asta făceam, mă enerva îngrozitor. Dar stai în clasa 6-a sau... Nu, frate, stai puțin, că eu am 29 de ani. De și de 10 ani cu Mincu. Nu, suntem de 9 ani împreună. Suntem de 9 ani. Deci aveai și gen din 19. Liceu sau din facultate, nu? Da, din... Vai, nu pot să cred. Liceu și în anul întâi de facultate aveam un alt prieten. Și el acum e mai faimos ca Mincu? Nu știu, mai știu nimic de el. Hai, înseamnă că nu e. Dacă ar fost... A, nu, în niciun caz nu e faimos. Dacă era Rebenciuc, știa, adică... E Mălele, am fost cu Horatiu Mălele. Glumesc, băi, oameni buni, glumesc. Nu, cu Fisul. Terminați că am fost cu Fisul. Nu, mai gata, Maria, oprește-te, că e jenant. Exact așa spunea și fiul lui. Mă rog, ideea e că... Dar ce tare. Și tu, Mincu, înainte de Maria, ai tot așa ai avut o prietenă. Era cu o proastă. Se juca și aia foarte... Era cu o proastă, ce o... Domnul. Dacă ce mai să... dacă ascultă. Oare ascultă? Oare? Nu știu. Mamă, ce nu era domnul. M-am gândit un pic. Era s-o dai de gard. Nu. A, nu, că am vorbit cu ea și nu. Nu, chiar mi-a zis că azi n-are timp. Și ați avut de asta când v-ați combinat? A fost cu gelozeală? Da, cu a fost o întreagă nebunie, dar hai să nu o spunem la radio. Hai mă, zi pe scurt, așa, în 3 minute. Istorioara. Stai să mă gândesc ce să zic. Deci se face că era anul 2009. Nu, avea de treabă cu o colegă de facultate. Cu o colegă de facultate înainte să fie cu mine și tipa mi-a zis la o petrecere odată, aveam aceeași rochie. Și am zis, uite, avem aceeași rochie și a zis, da, dar mie îmi vine mai bine și am bătut-o un pic. N-a bătut-o. Și de asta, și tu acum, de asta te-ai combinat cu Mingus. Păi, uite, avem și același bit, iată. Da. Și mie chiar îmi vine mai bine, ia uite. Vezi, tot o cârpă ajung. Iubire, nu mai zice cârpă. Că era rochie frumoasă, de-aia nu? Maria cumpără multe chestii. Mamă, totul se leagă aici de mult la cap. De nu, mai nu. Cârpă la cârpă trage. Și ea ce face? Mai știi ceva de ea, gen... Nu, dar nu eram pe treabă cu fata aia, a fost atunci, eram cu... Și de ce mai este mai multe exagerări așa ca să fie efect dramatic când povestim, e o glumă. Și de ce întreb? Întreb pentru că voi fiind la actorie, ar fi fost șanse ca, dacă erau colegi cu voi, să fi devenit acum actorii. Colegi, da. Nu știu dacă... Nu știu cum mai face asta, nu știu cum... Nu, dar e o glumă, băi, stai puțin că se înțelege greșit, nici măcar nu au fost împreună, eu chiar am zis asta mai mult ca să râdă oamenii. Și iată, n-a avut Mincu niciodată nicio prietenă, doar eu. Mincu era la el mine... și Fecioara Maria, adică ei au fost cei doi. Noi cea mai dus religia asta pe picioare. Vă povestesc altă dată exact cum a cu Ceri Mincu, că nu o să avem mai mult. Chiar... Dar știu că eram cu, ieșisem la o întâlnire cu o fată și atunci mă suna Maria când eram cu ea în oraș și... Mă rog, am renunțat, m-am combinat cu Maria și fata aia s-a dus în Portugalia, s-a căsătorit, e măritată, nu știu ce. Na. Bă, dar ce mai urmărește pe fata aia și știu unde e acum? Mi-a zis cineva atunci. Mi-a zis ceva la altă ieri, Maria, termină-o, ia. A fost o chestie de 3 zile, adică nu... În 3 zile plecată, dusă. Bun, mamă, așa, ai distrus-o pe săraca, fata, zis, mamă, plec din țară. Nu, eu cred că i-a făcut un bine, asta mă gândeam, știi? Da, uite că e... Rămâne aici, în București. Da, și acum e în Lisabona, la soare. Și eu stau ca proasta. Cum v-ați dus amândoi direct, ia cum e în Lisabona? Nu puteți fi în altă parte. Păi, cred că ea a făcut cu Ronaldo, mă, de fapt, copil. Vezi cum ți-e leagă totul? Aha. Lisabona, Cristiano Ronaldo, copil, milioane. Și tu, poker. Și da, uite, vezi? Cine a câștigat despărțirea? Cristiano. Bun, mulțumim frumos, Maria Popovici și Mincu, pentru că ați venit în această mulțumim emisiune. Mulțumim și noi. Voi să te întreb, nu e luat numele? Ești Minculescu? Nu. Nu ești Minculescu deloc? Nu. Nici pe jumate Minculescu? Și tu i-ai luat Popovici? Nu i-am luat numele, am același buletin. Ce să iau eu, domnule? Ce nu, mi se dai pare tu ciudat așa cu numele. Ce nume mi-ai dat tu? Maria Minculescu. Dar, nu, că sunt pe care au Maria Popovici Minculescu, gen. Nu, mă cheamă Maria Popovici. Nu mi-am schimbat buletinul de când... Păi și copilul, cum va fi? O să-l cheme Minculescu.
Am înțeles. Nu, că să n-avem discuții. Doar am zis. Doar am zis. E pe radio, acum s-a notat. Ciobanul, Rusu, Minculescu, Popovici. Facem toți. Facem chetă. Olix. Numele mic. Sibirescu. Bun, oameni dragi, cam asta a fost. Noi ne auzim de acum încolo tocmai marți, pentru că luni, ce să vezi, este mare Rusalie. Sunt Rusaliile, despre care am aflat astăzi și ce înseamnă, că nu lo avem liber așa. Așa. Și le mulțumim invitațiilor pentru că au venit în această dimineață. Yay! Noi ne auzim săptămâna viitoare. Nu uitați să mergeți dacă vreți să-i vedeți duminică seară la Comics sau spectacol. Da, n-am zis asta, este primul show după pandemie, show în aer liber pe terasa Comics duminică de la 7 și unul de la 9:30. Mai găsiți bilete pe Ia Bilet. Bun. Gata, asta a fost. V-am pupat, weekend plăcut și să ne auzim cu bine după Rusalii. Pupi. Pa, pa.